Viu într-un puternic incendiu izbucnit aseară în centrul vechi al capitalei. Bărbatul de 28 de ani a dormit cu lumânarea aprinsă și s-a trezit înconjurat de flăcări. Totul, spun vecinii, pentru că în urmă cu câteva zile locatarilor li s-a tăiat curentul. Cu improvizațiile electrice au mai dat foc clădirii Monument Istoric și în trecut. Accesul foarte întortocheat, culoare, tot felul de uși intrări pe care nu reușeam să le găsim. Undeva în labirintul focului, un bărbat încerca să supraviețuiască flăcărilor. Pompierii nu au mai ajuns la el azi noapte. Cred că s-a trezit în flăcări, o fi vrut să iasă, că avea zăvorul pe dinăuntru. Acolo era carbonizat și pompierii nu l-au văzut. L-am văzut eu cu doi vecini când ne-a dat voie să urcăm. Se pare că incendiul a pornit chiar din camera victimei. Deci a luat foc de la o lumânare, pentru că curentul a fost oprit. L-a luat somnul. A uitat de ea. Lumânarea s-a topit, s-a aprins covorul sau ce s-a aprins, patul sau, mă rog, ce a fost din material. În această încăpere trăia un bărbat de 28 de ani, care azi dimineața a fost găsit de către autorități în acest loc pur și simplu carbonizat. Acolo l-au găsit, doamnă? Aici, da. Și aici n-a avea decât aici o servantă și frigiderul atâta. Probabil că s-o fie ascuns de flăcări, de cine știe. N-a putut să iasă. N-a mai putut să mai iasă și avea 28 de ani pe 17 luna viitoare, era ziua lui. Alți 11 locatari s-au intoxicat cu fum, dar au reușit să iasă în ultimul moment din clădirea cuprinsă de flăcări. Este al cincilea incendiu care a izbucnit în centrul vechi al Bucureștiului în ultima lună. Unul dintre ele chiar în clădirea care a ars aseară. De atunci oamenilor li s-a tăiat curentul pentru a evita riscul producerii unor alte incendii. Și tocmai acesta a fost motivul. Dacă nu ne tăia lumina, nimeni ardea cu lumânări, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Pompierii desfășoară o anchetă proprie pentru a afla cauzele exacte ale incendiului. Sinucidere inexplicabilă.